Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru luna august, etalare generală și vor mai fi niște etalări generale în care va trebui să alegeți. O să mă gândesc dacă mai fac pe Zodi, s-ar putea să fac în alt format. În ideea că aș vrea să nu rămâneți fixați pe mesajele care vin la Zodie. Mă gândesc, e în lucru. Dar deocamdată aveți de ales între 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și vă alegeți. Da? 1, 2 3. Ok, 2, 3. V-ați ales, da? Eu acum mă pregătesc să fac etalarea. Acesta era 3, acesta era 2. Okidoki. Întâmplător sau neîntâmplător, carta pe care am scos-o arată regele de monede. Probabil că e o chestiune care ține de finanțe, în mod special, poate să fie și de niște aspecte tradiționale, poate să fie de o căsnicie, de un job, da? Poate un personaj cu marcaj puternic în semnul taurului, poate că sunteți voi cu marcaj puternic în semnul taurului sau altcineva. Poate să fie un soț, poate o să fie o figură masculină, sau soție, soție în energia sa masculină, da? Sau să fie o figură masculină care ghidează sau influențează într-un anume fel, dar influența sa cea mai puternică este la nivel, evident, material, financiar, tradițional, da? Rămâne de văzut. Hai să, la capătul setului de cărți, soarele, cavalerul de bâte și interesant, avem, ia uite, un turn și un șapte de spade. Și trei de spade, deci turnul între dezamăgire și strategul, da? Sau cel care fuge de adevăr. Voi știți despre ce e vorba. Ceva v-a zdruncinat într-un fel sau altul de regele de spade pentru unii, da? Poate dacă sunteți cu planete sau aspecte în semne de pământ, sunteți aici, influențați de un semn de aer în mod special și nu că influențați, marcați de niște evenimente neașteptate, de niște separări, de niște dezamăgiri. Puteți să fiți voi aici semn de aer, dar dezamăgiți, da, în separare de un semn de pământ. Evident că poate să fie și una și alta. Oricum, după această situație neplăcută, apare totuși un cavaler de bâte și soarele. Pentru unii poate că această despărțire să fie din cauza unei aventuri a egoului cuiva sau după această despărțire să apară atracția către altcineva. Însă aș vrea să clarific acest rege de monede. Cred că este subiectul principal pentru august. Regele de monede. Clarificăm regele de monede. Și apoi voi face etalare 3 cu 3 cu 3, da? Ho, 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 ia uite. Da, regele de monede. Regele de monede a fost clarificat de îndrăgostiții. Regele de monede, care o fi voi sau altcineva, trebuie să aleagă, în primul rând, între dragoste și, eventual, tradiție. Am văzut aventura, aventură. Poate să fie și o dorință de a explora lumea dintr-o altă perspectivă. Vă rog, nu vă fixați doar pe aventuri sexuale, da? Dorința de a simți viața, cavalerul de bâte, din alte, pe alte coordonate, da? Soarele, aveți încredere. Rămâne de văzut dacă sunteți voi acolo sau altcineva. Dar, pentru că etalare generală, da? Regele de monede, care o fi el, voi sau altcineva, trebuie să aleagă. Și e alegere importantă în dragoste, pentru că într-un fel sau altul e îndrăgostit sau este pe cale să se îndrăgostească. Sau trebuie să aleagă între dragoste și tradiție. La capătul setului de cărți, cineva plânge. Plânge, așteaptă. A încercat să manifeste ceva și n-a ieșit. Faetonul, racul, eventual. Racul vrea să manifeste ceva. Interesant. Poate să fie cineva, da. Racul lasă, avem pentru cineva care are marcaj în zodia racului, avem o căsnicie și o iluzie, o căsnicie sau o relație
care s-a terminat cu suferință și o iluzie care probabil că și ea s-a terminat în suferință. Acum acest rac sau faeton sau poate să fie altă zodie, geme, fecioară, oricine, da? Oricum, acest rac ar vrea să manifeste ceva nou, dar trebuie să aștepte. Trebuie să aștepte o ocazie. Între timp plânge că a pierdut ocazia cu altcineva. Rămâne de văzut pentru cine e acest mesaj. Hai să vedem totuși ce are de ales, între ce are de ales acest rege de monede. Mai dăm o carte pentru împrăgostiți. Mai dăm o carte pentru împrăgostiți. Nouă de cupe. Asta e. Am zis. Este cine sunteți. Poate e un personaj, poate nu sunteți voi. Da? Voi sunteți aici în postura în care trebuie să alegeți între o persoană, cum am zis mai devreme, dați în urmă, și această dragoste față de voi, capacitatea de a vă bucura de voi înșivă, de a vă găsi diferite metode de a vă bucura de viață, poate chiar să fie un personaj care vă transmite multe emoții, de care vă puteți îndrăgosti. Cele două merg foarte bine împreună, da? Cele două îndrăgostiți și nouă de cupe. Și acum, să fiți între, repet, tradiție, nevoia de bani, de siguranță și euforie. Variază. Însă aceasta ar fi, să zic, subiectul principal în august. În august. Hai să vedem totuși. Trecutul. Trei cărți pentru trecut. Să amestec încă o dată. Numărul 1. August. Etalare generală. Etalare generală pentru numărul 1. Pentru august. Acum tai cărțile. Iau, te vrei să vă detașați de ceva. De acele cupe, de acele dezamăgiri pe care le-am văzut, 3 de spade, 10 de spade, 7 de spade, da? Orice zodie ați fi. Orice zodie ați fi. La capătul setului de cărți, roata norocului. Vreți să schimbați energia, să... Da. Ia, în trecut, 3, ia uite, 5 de monede, regina de cupe și 8 de bâte în prezent. 2 de cupe, ce frumos. Asul de monede, vai... Și 2 de monede. Iar 2 și 2 și am mai văzut și îndrăgostiții, da, care sunt într-un moment special de alegeri, da? Aici este prezentul. Aici este prezentul. Aici este trecutul. Mai apropiat sau mai depărtat. Hai să vedem și viitorul. Aproximativ judecata. Asul de cupe, al doilea as, ce frumos! Oh, și 10 de spade, e frumos! Da, ia uite, revin, după 10 de spade revin cele două cărți. Eu zic, nu musai că e o aventură cu cineva, deși vrei să, dacă vrei să interpretați așa la modul simplist, ar fi păcat. Eu zic că acest cavaler de bâte și soale reprezintă dorința de a renaște, pentru că văd și judecata, dar o să ajungem și acolo. La capătul setului de cărți, da? Light motivul este iar... Schimbarea aceasta, detașare, am văzut detașare emoțională, acum apare detașare mentală, o călătorie, iar, da, al doilea 10 parcă, sau al treilea, de câte ori vă 10, 10 de bâte, da? Detașarea de responsabilități, de o relație karmică, de un job epuizant, de o situație grea, da? Detașarea de această poziție, eventual eliberarea, poate eliberare într-un mod practic, printr-o călătorie, un concediu, să zicem, deși nu sună concediu, pentru că urmează moartea și roata norocului. E o situație. E o situație apăsătoare, stagnantă sau a fost, da? De care sunteți chemați să vă îndepărtați ca să vă puteți transforma viața, da? Și să schimbați energia, să schimbați ceva. Dar e dureroasă schimbarea. Când apare moartea, evident că această transformare se produce în timp și grea. Moartea, să nu uităm, pentru că scorpionul reprezintă și transformări financiare, mai ales că prima carte a fost regele de monede, da? O să fie transformări financiare, profesionale, care vă afectează întreaga viață. Vedeți pe unde sunteți, căutați-vă mesajele. Oricum, hai să încercăm să citim cărțile. Acum în ordine. Deci trecutul 5 de monede, regina de cupe, și 8 de bâte. Personajul care este marcat de semnul de pământ, da? De, mai marcant, voi sau altcineva, 5 de monede, aici revine, da?
era într-o situație tradițională, cum am zis mai devreme, și apare acest personaj, Regina de Cupe, pe care l-am văzut dați în urmă la 9 de Cupe și îndrăgostiții, da? Apare acest personaj în viața voastră care vă scoate un pic și din plictiseală și din grija de ziua de mâine. Dacă ați avut niște probleme de financiare sau probleme de cuplu, acest personaj poate să fie o nouă atracție, dar nu e atracție atât de evident sexuală, cât poate să fie o atracție mai mult degrabă emoțională față de care aveți și fizic și magnetism, dar mai degrabă o conexiune emoțională. Poate, pentru unii dintre voi, pentru că etalare generală, rămâne de văzut, poate sunteți voi, Regina de Cupe, lăsați în urmă acest personaj, semn de pământ tradițional, sau lăsați în urmă niște probleme de cuplu sau financiare, le lăsați în urmă, da? după cum vedeți în spate, da? Și încercați să mergeți, să vă construiți viitorul, să călătoriți, iar e vorba de călătorie, să comunicați și dacă nu e vorba de comunicare pasională cu cineva, poate să fie călătoria într-o nouă direcție care va duce o colaborare deosebită, spornică, productivă. Aceasta este în prezent. Doi de cupe poate să fie prietenie sau colaborare, da? Acum, revin un pic în trecut. Acestea sunt cărțile trecutului, apropiat sau depărtat, voi știți. Că e un personaj nou, că sunteți voi care lăsați în urmă, iar vedeți unde sunteți. Oricum, acest trecut se separă de prezent prin această carte foarte optimistă, 8 de bâte, da? Deci dorința de a merge mai departe, de a evolua, de a crește, da? Față de 5 de monede, cum a început. Poate aceasta este mult mai îndepărtată și aici este un trecut apropiat, da? Vreți să vă vindecați emoțional, vreți să vă găsiți un personaj care vă atinge sufletul, care vă înțelege, da? Sunt mai multe feluri de a citi. Încercați să vă găsiți poziția în această situație. Poate personajul care vine, această regină de cupe, dacă nu sunteți voi cu probleme financiare, au ei probleme financiare. Și totuși fac efortul, opti înseamnă transformare, deci un efort, efortul de a merge, de a spera, de a avea viziune. Și acest efort s-a manifestat în prezent sau se manifestă în prezent, al cui o fi al vostru sau al cuiva, cu doi de cupe, asul de monede și doi de monede. Iar se manifestă cu prezența cuiva. Regina de cupe, doi de cupe, repede, dacă regina de cupe nu vă reprezintă, reprezintă în prezent conexiunea voastră cu acest personaj emoțional, sensibil, da? Comunicare telepatică. Dacă vă reprezintă pe voi, voi vă găsiți o colaborare, repet, practică, productivă, da? Și care are potențial de relație de lungă durată. Poate să fie și relație de business, da? Poate să fie un business aici, da? Și la un moment dat, apărând acest potențial în prezent, în august, poate la 8-8, da? Că tot e luna nouă în august, să începe să demarați, da? Acest potențial, repet, vedeți ce e, potențial de business, potențial de prietenie, de lungă durată și stabilă și emoțională, poate să fie evident și o relație și atractivă, dar și sensibilă. Avem 8 de bâte, da? Și din cauza acestui potențial în prezent, va trebui să jonglați o perioadă. Iar, și nu doar să jonglați, să alegeți. Da? Să alegeți. Ce faceți? Lăsați în urmă această atitudine, poate să fie doar o atitudine tradițională sau influențele cuiva extrem de tradițional, de fixiști, care vă cam țin pe loc, vă creează probleme, da? Că am zis, aici este leitmotivul. Mergeți către 9 de cupe, către dragoste față de voi, către stare de euforie, către îndrăgosteală sau stați în acel trecut, da? Trecutul fiind, repet, 5 de monede, reprezentat prin leitmotivul regele de monede. Deci în prezent, apare acest potențial, poate apare un dar de bani, așa se zice, da? Un proiect care va aduce, vă crește financiar, poate să fie un personaj, într-adevăr. Poate să fie,
Variază, vedeți unde sunteți. Ideea este că în viitor apare această judecată, dorința de a gândi bine, de a simți. Pentru că în acest moment, repet, aveți de ales și cum să alege. Nu doar rațional, ci și intuitiv. De aia trebuie să vă ascultați intuiția îngerii și tarotul și astrologie și ce mai ascultați voi ca să vă ajutați în alegeri, da? Judecata apare undeva spre sfârșitul lui august, poate în septembrie, cine știe când. Vreți să renașteți. Acest potențial care apare în prezent vă stimulează și vă dă posibilitatea, interesant cu acest doi de monede, vă dă posibilitatea să vedeți o altă latură a voastră pe care poate nu ați mai trăit-o, da? Dacă până acum ați experimentat o monedă, o latură, să zic, masculină mai, sau feminină, pasivă, acum trebuie să experimentați o latură masculină, activă, să zicem. Dau un exemplu, sau invers, da? Este yin și yang, lumină și întuneric. Experimentați altceva din voi, da? Și de-aia trebuie să schimbați un pic energia, roata norocului. Schimbați un pic vibrația, situația, da? Deci, în viitor apare judecata și vreți să renașteți. Am văzut și moartea. Ia uitați-o. Vreți să renașteți în dragoste față de voi, să vă vindecați și mai ales să vă vindecați de un trecut nu tocmai plăcut. Revine iar 10 de spade, l-am mai văzut și mai devreme. Am văzut și 3 de spade și 7 de spade, să vă vindecați de cineva care v-a rănit, v-a dezamăgit, da? Și dacă nu e cineva, poate sunt mai mulți oameni, poate e o atitudine care ați tolerat prea mult, în care ați muncit până la epuizare, că am văzut și 10 de bâte, da? Ați muncit până la epuizare, până la boală, pentru unii, da? Și vreți să vă vindecați de acest ciclu, să renunțați, aici este, gândiți bine, ce faceți, ce alegeți, pentru că dacă vreți să alegeți dragostea, dragoste față de voi, vindecare, trebuie să renunțați la acest ciclu, să nu mai apară. Asta înseamnă, da, să scăpați de 10 de monede și să, de spade și să manifestați cavalerul de bâte și soarele. Adică să mergeți cu încredere. Asta zic, nu înseamnă musai aventură. Nu înseamnă. Pentru unii poate să fie atracția față de cineva, dar această atracție într-un fel sau altul este benefică. Pentru că vă scoate, repete, dintr-un mental, că sunt spade, și dintr-un mental negativ, din pesimism pe care l-ați trăit datorită unor probleme sau situații de cuplu în trecut. Repet. Aceste lucruri pot să fie valabile pentru persoana care vine în viața voastră. Dacă simțiți că nu rezonează cu voi, înseamnă că e parte din povestea lor de viață. Și am zis, 10 de spade este urmat de cavalerul de bâte și soarele care revine într-o formă sau alta. Dorința de a explora viața, de a simți viața. Mai ales după ce unii dintre voi ați făcut în această postură, da? La pământ. Și e minunat. E minunat. Înseamnă că vreți să aveți credință cu această dragoste, vindecare, dragoste față de voi. Nu neapărat o nouă dragoste, un nou amor, dar dragostea față de voi, stimă. Vă simțiți valoroși? Aici este. Apare totuși un personaj care vă schimbă roata norocului. Ideea despre valoare. Oameni valoroși sau mai puțin valoroși? Care sunt? Cei care sunt? Cei care au bani sunt valoroși sau sunt cei care te vindecă, te fac să te simți bine, să ai încredere, da? În tine? Aceștia au mai multă valoare decât cei cu bani, da? Și aici este. Cavalerul de bâte puteți să fiți chiar voi sau altcineva, evident, care vine cu credință, cu optimism, cu atracție, cu și interes sexual, dar în mod special cu dorința de a explora viața, de a se bucura de viață. Eu zic că sunt cărțile frumoase. Au apărut doi ași și pentru că am mai scos eu încă o carte, două în plus, și soarele, da? Regina de cupe. Trecutul apropiat, îndepărtat, voi știți unde este, da? Și aici este 9 de cupe, regina de cupe 9 și cu 1, 10. Dacă voi alegeți dragoste față de voi, acest as de cupe, da? 9 și cu 1, 10, da? Sau? Iar 9 și cu 1, 10, da? Confirmat de cele două suflete perechi. Există potențial. Rămâne de văzut dacă această bucurie ține de o relație de amor, repet,
Poate să fie o relație în familie, o rudă, da? Poate să fie o colaborare, cineva care vă alină, vă susține într-o direcție. Poate să fie un prieten, o prietenă, da? Care participă la tot la acest proces, da? De schimbare, de vibrație, de transformare. Nu vă fixați doar pe amorul, deși, repet, există potențial. Ideea este că acest August este de bun augur pentru voi. Sper că v-a plăcut, dragii mei, cei care ați ales numărul 1. O să fac pauză să-mi iau o carte pe care a picat. Care, nu pe care. Acum, pun cărțile deoparte și continuu cu numărul. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Cartea care întâmplător sau neîntâmplător a apărut este 6 de spade. 6 de spade, călătorie, de la întuneric către lumină, de la dezamăgire către fericire, sau neapărat fericire, că nu poți să sari din chiar așa. Nu există așa ceva. Riști să te arunci în iluzii. De la dezamăgire la speranță. De la ape tulburi la ape line. E o călătorie probabil pe care trebuie să o faceți unii dintre voi. Poate să fie o călătorie doar mentală, da? Doar mentală. Și pentru această călătorie mentală sau această eliberare mentală, unii dintre voi trebuie să lucrați zilnic, pentru că e casa a șasea a muncii. Trebuie să munciți zilnic cu mentalul vostru, să deveniți mai optimiști și mai detașați de ce v-a rănit, da? Acum, că vine cineva în viața voastră, că e vorba de dorința voastră de a călători, iar. Dar foarte interesant, în timp ce am amestecat cărțile, a vrut să se arate, da? Acum văd. A vrut să se arate 7 de spade și apoi la un moment dat a apărut și valetul de cupe. 7 de spade. Poate să fie exact ce vreți să lăsați în urmă. O atitudine în care fugiți de ceva, ori de un adevăr. Adevărul poate să-ți fie și o iubire. Iubiți pe cineva și nu vă vine să credeți că v-ați îndrăgostit, da? Dau de exemplu ăsta ca să înțelegeți că nu e vorba doar de o minciună, poate să fie de frică, da? Fuga asta e motivată de frică. Frica de a pica în paharul sentimentalismului. Mai ales dacă sunteți mental și aveți marcaj în semne de aer, da? Unii dintre voi, da, fugiți sau poate altcineva fuge de voi, da, vedeți unde sunteți. Fugiți de niște scuze de comunicarea unor emoții, unor sentimente. Și aici încercați să vă detașați. Acum mare grijă să nu vă păcăliți, pentru că această carte nu înseamnă doar fugă și doar minciună. Poate să fie și autosabotaj. Ne dăm cu piciorul drept în piciorul stâng, ne punem piedică singuri, da? Încercăm să fugim de dragoste, de scuze, că dacă am greșit unor mai trebuie să ne cerem și scuze. Eu zic, așa, vedeți că poate o fi altcineva, evident, da? Care trebuie să facă acest lucru. Da. Nu am clarificat 6 de spade, însă acestea au venit înainte să apară 6 de spade. Repet, dacă voi ați fugit de dragoste, de cineva care vi se pare sentimental, copilăros, sensibil, dacă voi ați fugit de acest personaj, acești 6 de spade poate să reprezinte încercarea voastră de a vă detașa de această poveste. Acum, iar. Da. Ia uite, este o dragoste care este ținută în secret, eremitul și marea preoteasă. Este o atracție. Și în primul rând de atracție este și fizică, ia uite, valetul de bâte și 6 de bâte, dar și sentimentală, emoțională. Analizați fuga aceasta, fuga, zic fugă. Și aici e o fugă și aici este o detașare, da? Este motivată de dorința și de frică, evident, dar și dorința de a analiza, domnule, dar de ce simt acest lucru pentru X, Y, da? Și Marea Preoteasă analizează, dar analizează nu doar din punct de vedere rațional, Mercur, da? Ci și intuitiv, Neptun. Și totuși,
Se dorește victoria, se dorește comunicarea unei atracții. Hai să clarific 6 de spade, te rog frumos, clarificăm 6 de spade pentru numărul 2. Ia uite, 6 de spade este clarificat de valet, al treilea valet, de valetul de monede, care înseamnă și acesta comunicare practică. Dom'le, iau telefonul, eu acum o să iau ametistul, dar și comunic telepatic cu persoana care trebuie să mă sune. Bine, valetul de monede nu comunică telepatic, dar face un gest practic, da? Poate să fie un cadou, o întâlnire. Domnule, domnișoare mai rar cheamă la întâlnire, dar probabil că domnii ar trebui să invite la întâlnire pe cineva. Poate să fie o întâlnire, poate să fie, repet, un mesaj, un text, da? Pe telefon. Sau pur și simplu un gest practic care să construiască ceva. Care să construiască ceva. Să pună în practică. Ia uite. E vorba de o relație, domnule, emoțională, de care cineva tot a încercat să fugă. 8 de cupe. 8 de cupe, dar apare cavalerul de... Adică fugi de cine fugi? Dacă fugi de dragostea te ajunge, nu? Dacă fugi de vina și plata tot te ajunge din urmă. Am zis așa de vină, că poate n-are nicio legătură. Ia uite. Ați fost dezamăgiți, nu mai aveți încredere în dragoste, poate unii dintre voi, așa simt, nu știu de ce, vă rog să-mi spuneți, dacă ați fost dezamăgiți, poate nu mai aveți încredere. Dar apare acest cavaler de cupe, tocmai când încească, nu mai vreau să iubesc, da? Gata, că am fost rănit, ia uite, că am avut probleme de cuplu, financiare, că vreau să-mi văd de destinul meu, că am așteptat prea mult, la la la... într-o direcție și destinul, că ce vreau să-mi văd de destinul meu, da? Destinul apare că nu vrei. Pentru cine o fi mesajul rămâne de văzut, îmi spuneți voi, da? Și apare la un moment dat cineva. Valetul de cupe a fost mai devreme, acum e cavalerul de cupe. Apare cineva care, domnilor și doamnelor, va atinge sufletul. Pff, nici n-ați crezut că există așa ceva. Și acum este, ia, băi, e o minciună, ce este? Ce este? Oricum. Îmi spuneți voi exact ce este. Hai să amestec încă o dată. Ia. Îmi spuneți, apropo, trebuie să-mi spuneți, sunt comunicați. Iar e al patrulea valet, domnilor. Nevoie mare, mare de comunicare. Toți valeții comunică. Dar fiecare comunică într-un fel. Eventual, acest valet de spade mai și studiază. Amândoi studiază, dar fiecare într-o altă manieră. Unul așa, mai gen spionaj. Altul chiar studiază ca la carte, cum să, dacă e o diferență să zic, dau un exemplu ca să înțelegeți, cum studiază valetul de monede. Că poate să fie această monedă și o carte, dar pe care o studiază, că am văzut și eremitul. Sunteți două semne care nu vă potriviți. Potriviți în ghilimele, vorba vine, semne, ca așa zic ei, astrologii aceștia. Mai inflexibil. Eu mă feresc de asemenea prezicere. Semnele de aer nu se înțeleg cu semnele de apă. Hai mă, depinde de planetele pe care le ai și cum le ai. Dar, un fel de a studia, citește personajul, cum să te înțelegi, ca dacă ești semn de aer, cum să te înțelegi cu un semn de apă sau de pământ. Dacă ești semn de nu știu de care, cum să te înțelegi cum, sau cum trebuie să fie tratate femeile din zodia cutare, sau chestiuni de genul ăsta, teorii de genul ăsta. Valetul de spade studiază altfel, se duce și se interesează prin zonă, dar ce știi despre cutare persoană, dar ce face, cu ce se ocupă, vedeți? Altfel de studiu, mai degrabă aici spionaj, da? A apărut, a vrut să se arate. Acum, am zis, cei patru valeți au apărut. După o perioadă de regrete, s-a pierdut ocazia cu un personaj teribil, ia uite. Datorită impulsivității, cavalerul de spade, s-a pierdut ocazia cu această regină de băte, un personaj foarte carismatic. S-a pierdut ocazia și acum aceste regrete
fuga aceasta de dragoste despre care am vorbit mai devreme a adus regrete în timp și este foarte necesar întoarcerea, călătoria, întoarcerea și comunicarea pe toate căile, dar pe toate căile. Așa simt să transmit. Vă rog, confirmație. Numărul 2, august, etalare generală. Poate cineva vine să comunice cu voi, vedeți? Fiți deschiși la varianta asta. Avem 3, 3, 3, adică trecut, prezent, viitor. Sper să nu pice ochelarii. Trecut. O, regina de cupe și la voi. Ha, interesant. Asul de monede. Ha. Și regina de monede. Asta a fost între două personaje. Wow! În prezent, 9 de monede, 8 de monede și moartea. În viitor, 7 de băte, 5 de spade, mai, 5 de cupe, mai, mai, mai. Probabil că ei vor regreta. Dacă vă separați de un semn de pământ, probabil că ei vor regreta. Cine de băte, asul de spade, judecata. Vă zic mai mult decât. O să vă zic. Ce poveste, domnilor! Ce poveste! Tot mă uit așa înainte, un picuț. Un picuț, da? Deci în trecut ați avut regina de cupe. Regina de cupe, o persoană foarte blândă, emoțională, romantică. Asul de monede și regina de monede. De fapt, așa stau cărțile, da? Cam așa stau cărțile. Cred că unii dintre voi ați avut de ales între un personaj mai sentimental, am văzut 7 de spade care fugea de persoana emoțională, dar și un personaj pragmatic, da? Pragmatic. Sau mama voastră sau mama copiilor voștri, da? Eu așa simt că au fost două personaje. Nu de alta, dar a apărut cavalerul de cupe, cum am văzut mai devreme și 6 de cupe, acel personaj care va atinge sufletul, de care cineva fuge. Fuge pentru că nu este obișnuit să aibă de-a face cu această lume emoțională, sentimentală, n-are încredere, nu a fost educat, a fost educat să creadă doar în lucruri practice. Domnule, are un job bun, știe să facă sarmale, mâncare, da? Știe să facă mâncare, are un job bun, este bună soție, da? Dar poate nu fi chiar așa, poate în timp o să se dovedească că acest personaj... Nu vreau să dau zodii, dar e o atitudine materialistă și una sentimentală. Pe vertical aveți... Regina de cupe, 9 de monede și 7 de băte. Regina de cupe, care este un personaj sentimental și blând și care vă poate vindeca sau v-ar fi putut vindeca, își vede în continuare de independența sa, de reușitele sale. Poate că și-a văzut la un moment dat, poate v-a și lăsat tocmai, v-a lăsat în sensul că ceva n-a mers, măi, între voi ceva n-a mers cu acest personaj, regina de cupe. Regina de cupe s-a dus într-o nouă direcție, eventual, dacă nu ați fost voi în poziția să alegeți, regina de cupe s-a dus într-o nouă direcție. Însă regina de cupe,
acest personaj sensibil își vede de independența sa financiară. Și în viitor se va purta destul de defensiv, își va apăra reușitele într-o formă sau alta, da? În prezent este aici, plină de reușită. Poate că acest as de monede și regina de monede din trecut reprezintă un potențial pe care l-au avut. O ofertă profesională, da? Și au renunțat, să zic, să mai fie sentimental, s-au concentrat pe o latură materială. Iar variază. De ce văd eu atât de multe? În prezent, vreau să clarific regina de cupe. Așa simt nevoia să clarific. Ia uite la capătul setului de cărți. 10 de... Vreau să clarific regina de cupe. Ia uite, 5. 5 de băte. A fost un conflict legat de acest personaj. Ori acest personaj a avut un conflict interior legat de voi, ori voi ați avut un conflict legat de acest personaj. Poate că a trebuit să luptați prea mult, poate ei trebuie să se lupte. Vedeți unde sunteți, pentru că e talare generală colectivă, da? Și dacă ar fi fost pe zodii, la fel ar fi fost. Și din cauza acestui conflict, a preferat... Cum? O înțeleg! O înțeleg. Uneori preferi să mergi pe lucruri pe care le realizezi cu mâna ta, asul de monede și regina de monede. A preferat ori să se concentreze pe creșterea sa financiară, ori pe creșterea sa profesională, da? Decât să aibă de-a face cine o fi această regină de cupe, acest personaj sentimental, voi știți, voi sau altcineva. Da? Decât să aibă de-a face cu aceste lupte. Da? Și concentrându-se pe acest as de monede și regina de monede, în prezent, da? În prezent, devine din ce în ce mai independentă, are din ce în ce mai multe reușite și muncește în continuare. Da, muncește în continuare. Da? Chiar dacă e în această postură, muncește în continuare. Și în continuare apare și moartea. Moartea, am zis că înseamnă transformare, dar moartea înseamnă și scorpionul. Scorpionul care implică și probleme financiare, taxe, chestiuni de genul ăsta. La locul de muncă al vostru sau al acestui personaj, dacă sunteți voi, cu atât mai bine, da? Se întâmplă ceva. Mai dăm o carte pentru această moarte. Ceva foarte intens. Wow, ce frumos! A fost clarificat de împărăteasă. Wow! Pentru unii dintre voi, că sunteți voi, că e acel personaj, pentru că văd 9 de monede sub regina de cupe, 8 de monede sub asul de monede. Wow! Și moartea sub regina de monede. Poziția aceea profesională, financiară pe care și-a dorit-o voi, v-ați dorit-o voi sau acel personaj. Dacă nu sunteți voi, o fi acel personaj din viața voastră. Apare o creștere financiară. Deci moartea a fost clarificată de împărăteasă. Apare o creștere financiară. Care atrage nevoia de a proteja reușitele pe care le acumulați voi sau, eu știu, personajul care apare, dacă e altcineva. Da? Apar invidii și apar regrete, dar cred că aceste regrete sunt din partea celor care pierd. E un personaj care o să aibă succes, dacă sunteți voi sau una din cele două regine din trecut, personajul care o să aibă un succes financiar, așa simt, cu moartea și împărăteasa și 8 de monede și 9 de monede, e o creștere financiară, un spor, un succes. Interesant că la capătul setului de cărți s-a oprit la 10 de monede și 10 de cupe. Și 4 de băte. Da? Da. Și în spate apare cineva care își face griji, regretă că a stat prea mult pe gânduri, n-a știut să aleagă
Și a fost așa, într-un echilibru, poate chiar într-o atitudine tradițională, poate chiar într-o căsnicie și n-a știut să aleagă personajul principal. Eu așa văd situația. Ați înțeles oare ce am spus? Că acest spor teribil, eu așa îl văd, un spor, un succes financiar, profesional, 9 de monede, 8 de monede, moartea și împărăteasa. Deci, moartea e o energie foarte bruscă, ca să-i scorpion, dar foarte bruscă. Renunțați brusc, scăpați de acest job în care munciți tot timpul, sau poate nu job, poate aveți mai multe joburi, da? Și brusc aveți un spor de bani și vă aduc în postura de împărăteasă, poate chiar de soție. Poate chiar de soție. Și iar, dacă sunteți singure sau singuri, brusc intrați într-un cuplu, pentru că împărăteasa e mamă, e iubită, e cea mai iubită, e cea mai tare. Cea mai tare femeie, nu? Le are pe toate. Și deja aveți două regine în urmă. Să nu uităm că aveți acum, la capătul setului de cărți, 10 de monede și 10 de cupe. Iar emoții și finanțe. Sper ca acest spor să fie al vostru, că pentru voi citesc. Dacă acest spor este al vostru, aveți grijă că trebuie protejat 7 de bâte în viitor de invidioși, de jocuri mentale care se fac, de bârfe care vor fi prin jurul vostru. Și apare și acest 5 de cupe. Probabil că cei care v-au pierdut vor regreta. Poate că la un moment dat veți mai avea o nostalgie. Eu zic că e de bine, după acest 5 de cupe apare regina de bâte, asul, iar o energie creativă, carismatică, e a treia regină și împărăteasă. Wow, câte femei! Dacă sunteți bărbați, sunt cam multe femei în jurul vostru, dar după acest 5 de cupe apare regina de bâte, asul de spade, judecata. Ia uite. Dorința cuiva de a comunica. Cineva o să vină din trecutul vostru să comunice. Băi, ce fraier, fraier am fost că am fugit. Cineva o să vină, da? Deci în viitor. Veți fi foarte atractiv cu împărăteasa și regina de bâte. Veți fi magnetici, impresionanți. Veți avea victorie, da? Și totuși cineva, probabil, vedeți ce semn este. Nu zic musai semn de aer, dar posibil să fie cu marcaj, că tot am văzut spade multe, cineva cu marcaj în semn de aer. Să aibă așa un trăsnet. Pui, ce am pierdut! Regina de bâte, regina de cupe, regina de monede, împărăteasa. Wow, ce personaj am pierdut! Ce am pierdut? Vreau victorie, da, vreau să renasc această poveste. Cineva va veni să comunice. Cât de fraier sau fraier a fost că a plecat, că a dezamăgit, că s-a dezamăgit singur fugind sau singură fugind, da? Și că de fapt a suferit ca fraiera sau ca fraierul în această poveste de dragoste, asul de cupe. A fugit că n-a avut încredere. A fugit că n-a avut încredere. Iar apare iar 7 de spade. Asta așa mai în viitor. Dar știți când? Va veni personajul care va... Când veți da lovitura. Și se pare că în august, iau-te, e și 8, da? E și 8. 8-a, 8-a. De luna nouă. Ce frumos. Am eu vernisaj. Da, așa am hotărât. Duminică pică. În fine, glumesc. Dați lovitura, într-un fel sau altul. Să nu exagerez. Într-un fel sau altul. Aveți un spor, un succes. Ieșiți în evidență. Și moartea asta înseamnă transformare, da? De la preîmpărăteasă voi ați stat, ați muncit în continuare și brusc, asta e moartea, vine brusc transformarea. Vine succesul, vine trezirea, vine bucuria. Nu cred că e moartea cuiva, deși apare un 5 de cupe, dar nu cred că e moartea cuiva. Poate puneți capăt. Hotărâți acest succes, spor profesional, financiar, de ce natură este acest spor,
vă dă curajul să puneți capăt unei atitudini poate prea puneți capăt unei relații. Și în momentul în care puneți capăt unei relații, vine sporul. Dacă munciți pentru independența voastră financiară, vine sporul. Poate un scorpion, poate cineva cu marcaj în scorpion, balanță, taur, care vă transformă viața. Iar există și potențialul ăsta. Oricum, viitorul va aduce într-adevăr nevoia de a vă proteja de dușmani care regretă. Dușmanii regretă că n-au rămas prietenii voștri. Așa văd eu lucrurile acum. Dușmanii mor când ne descurcăm mai bine la familia. Ascult melodia asta de când o am pe pisicuța mea cu puișorii, că mi se pare că seamănă cu marihuana pisica mea. Da, vedeți aici 10 de cupe, 10 de monede, 4. Poate vine flacăra voastră, geamănă, personajul, femeia divină, bărbatul divin, da? Cu 11-11, da? Și cineva va sta și va regreta și va plânge. Doamne, ce am făcut? Am stat atâta să mă gândesc, să aleg. Da? Am stat atâtea între aia și aia, în tradiție. Ia uite. În tradiție am stagnat. Da? Am vrut atâta să mă controlez. Am analizat atâta. Când de fapt, eu de fapt mă bucuream. Dar nu am arătat bucuria. Am avut impresia că bucuria e confuzie. Mi-a fost frică să risc. Și totuși am avut pasiune. Am stat blocat. Ia uite. Blocat, blocată, da? Într-o energie toxică. Cineva n-a putut la un moment dat să facă gestul care trebuia. De a zis, sunt totuși două personaje sau două situații. Două situații. Vedeți, vă rog frumos să-mi povestiți. Din povestea asta ceva se va materializa într-o formă sau alta. Oricum, povestea sună foarte interesant, palpitant. Știți? Pe conceptul că cine nu te omoară te face mai puternic într-o formă sau alta. Asta pentru că au fost niște conflicte referitor la o situație sentimentală, emoțională. Da? Au fost niște conflicte. Și atunci, datorită conflictelor, cine a vrut să depășească aceste conflicte a ales o cale, să zicem, creativă. Asta înseamnă și creativitate, printre altele. A ales să se zbată. Nu pentru dragoste, sentimente, ci pentru creșterea sa profesională, financiară, pentru valoarea sa. Da? Și primește rezultatele pe care le merită. Bărbat, femeie, nu contează unde sunteți. Da? Și acum să nu uităm că apare acest 6 de spade. Dacă v-ați detașat de apele tulburi, de conflicte, de ce am zis mai devreme, poate să fie și manipulare emoțională, poate să fie ceva. Dacă v-ați detașat, vine acum un spor. Și dușmanii vor plânge. Dușmanii mor că ne descurcăm mai bine. Da. Mai, nu știu, cam atât, vă rog. Urmăriți ce se întâmplă în perioada următoare, august, septembrie, că am văzut și septembrie, da? Poate chiar până spre scorpion, că am văzut și moartea. Vedeți ce se întâmplă și transmiteți mesajele. Da? Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Acum, hai să vedem. Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3. Light motivul este regele de cupe. O dragoste profundă. Poate sunteți voi semne de apă, poate e altcineva care vă iubește profund. Însă, ce e foarte interesant, mare grijă. Că dacă e regele de cupe, dragii mei, trebuie să fie și intuitiv. Da? Chiar dacă nu arată tot ce simte, chiar dacă nu arată. Interesant este că, în timp ce am amestecat cărțile, a vrut să se arate 10 de monede, 8 de bâte, 7 de spade și 6 de bâte. Și la capătul setului de cărți, asul de bâte, după care urmează spânzuratul, judecata, cavalerul de bâte. Da, v-am arătat. Acum, cum văd eu cărțile?
Dacă sunteți voi aici, simțiți. Simțiți că asta e datoria acestui personaj să simtă. Eventual să consilieze. Pentru mine, ca regele de cupe, ca și regina, sunt consilieri, sunt psihologi născuți, într-un fel sau altul. Dar, hai să ne concentrăm pe acest mesaj. Posibil pentru unii să fie un personaj, ori la locul de muncă, cu o poziție profesională financiară deosebită, ori căsătorită, care, la o călătorie, la un drum, poate v-ați întâlnit în tren, poate faceți cursuri, eu știu, de parașutism, glubesc, cursuri, ceva de călătorie, da, de, eu știu, moto. Faceți cursuri de moto, sunteți colegi la cursuri de auto sau de moto, da? Așa. Călătorie. E o chestiune care ține de mișcare, de călătorie. Eu vă dau o variantă, pe asta o văd, cel mai vizibil. Personajul căsătorit, da? Sau mai bine financiar, profesional. Călătoria, într-o formă sau alta, trebuie exprimată, da? Vedeți cum se manifestă la voi în viață. Fugăciosul, strategul, cel care fuge. Și acesta se mișcă și 8 de bâte se mișcă. Aici se mișcă, da, pleacă dintr-o căsnicie către o altă direcție în care vrea să atragă atenția. Ia uitați-l. Vrea să atragă atenția, vrea să aibă victorie, vrea să cucerească. Acesta este cuceritor, 6 de bâte, vrea să cucerească. Și eventual, ca să cucerească, trebuie să comunice, să călătorească, nu? Pe furiș, tip-til. Ce personaj? Un personaj. Ce planete are? Pământ, foc, aer? Poate să aibă și apă. E un personaj. Am zis, variază că e talare generală și colectivă. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Este pentru că s-au aprins scânteile cuiva. Ori ale voastre, ori ale lor. Mare grijă. Deci de ce s-au aprins scânteile? Pentru că până acum s-a stat pe loc. Și când se stă pe loc, mai ales acum pe căldură, da, lucrurile iau foc. Da, foc. Da? Că tot e august, că tot, da, avem băte, avem foc, aveți, da? S-au aprins cărcâile, da, de prea mult stat. Funia asta, da, pe care cineva s-a legat într-o relație sau într-un job sau într-o situație plictisitoare, karmică, da, a făcut multe sacrificii, a stat în soare cu capul în jos, da, s-a încins funia asta, da, și acum vrea să se rupă, vrea să se rupă. Vreau să fac altceva cu funia, nu mai să stea pe loc, ci să evadeze. Interesant că apare funia și aici, și aici, da? E o legătură. S-a creat o legătură între voi și cineva care, măi, ce ar ieși din această stagnare? Îi inspirați? Sau se simt inspirați să încerce altceva, să renască? Să exploreze alte zone. Însă, mare grijă. Mare grijă pentru că dacă acest personaj mai are pe cineva în spate, nu este bine. Nu este bine. Nu, am deschis la 10 de bâte. Ia uite. Iar. Ia uite unde am deschis. Toate reprezintă căsnicie. Dar ce interesant este că apare iar regina de cupe. Hui, ce poveste. Tot unde am deschis întâmplător apare iar regina de cupe, nebunul și moartea. Deci, că sunteți voi cei care îi bulversați emoțional și energetic, aveți o energie și învăluiți și emoțional și pe mai multe căi, da? Îi face să înțeleagă că a riscat tot, a lăsat tot în urmă pentru, dacă voi sunteți aici pentru voi, pentru această dragoste, pentru aceste emoții, a riscat. Rămâne de văzut dacă și va face. Unul este singur, vai, da, ce cărți, unul este singur, strălucitor, poate are și o lucrare publică. Celălalt, ia uite-le în ce stă. Celălalt e absolut plictisit. Plictisit, sătul de tradiții, de responsabilități. Ia uitați unde e. Da? Vedeți? Ne-am deschis. Și celălalt e aici. Da? Celălalt e aici. Și cum să nu se aprindă călcâile? Cum? Cum să nu înceapă să creadă, să spere? Sper, e o speranță nebună, e o nebuneală. Wow, ce simt! Nu cumva cu ăsta trebuie, sau cu ea, sau cu el trebuie să fim împreună, că simt atâtea, transformă viața. Wow! Hai să lăsăm regele de cupe. Să lăsăm.
Și au apărut cărțile astea așa cum s-au deschis. Hai să le mai amestec un picuț. Vreau să și clarific regele de cupe. Clarificăm, te rog frumos, regele de cupe pentru numărul 3. Repet, puteți să fiți voi sau altcineva. Oricum, emoții profunde, sentimente adânci. Dar când e vorba de profunzime, de adâncime, avem și umbre, da? Da? Nu totul e așa lucios și scripicios ca la suprafață. Nu totul este în lumină, da? Cu cât e mai adânc, cu atât sunt umbre. Interesant. A fost clarificată de cavalerul de monede. Probabil că voi simțiți foarte mult pentru cineva care vine foarte încet către voi. Și ce am zis mai devreme este o altă poveste în paralel. Iar, ia uite. Semn de coffee taur, coffee balanță, coffee cineva frumos, dar cu mulți prieteni, cu o stare, da, poate să fie semn de aer, da, care vă creează această euforie, iluzie că, totuși, voi țineți la acest personaj, nu știu dacă e același cu cel despre care am zis mai devreme. Da. Acest personaj nu știe să aleagă. Hai să amestecăm. Vedeți că în aceste etalări pot să vină mesaje despre 2-3 personaje, deși încerc să fie cât mai simplu. O să fac 3-3-3. Rămâne de văzut dacă mai fac pe zodii. O să mă gândesc. Numărul 3, etalare generală pentru august. Vedeți unde sunteți? Poate vorbesc despre voi, poate vorbesc despre altcineva, da? Vedeți, alegeți, că nu toate mesajele sunt pentru voi. 6 de monede. Astul de monede în trecut. 2 de băte. În trecut. A apărut cineva în viața voastră. Probabil cu marcaj în semnul balanței pentru unii. Sau marcaj în alt semn de pământ. Dar vine destul de greu în trecut. N-a știut să aleagă asta, să se gândească. Că sunteți voi? Da. Asta să se gândească. Ce direcție alege? Poate că sunteți voi. Poate că sunteți voi. Și voi trebuie să vă gândiți, să vă faceți planuri. Pe cine aleg? Pe cine aleg? În prezent, 5 de băte. Mai, ce m-am săturat. Regele de monede și 3 de monede. În prezent există niște conflicte. Imediat vă zic. În viitor apare 2 de monede. Soarele, ce frumos. Și temperanța, ce frumos în sfârșit. Ia. Ia. La capătul setului de cărți, 9 de cupe, 10 de spade. Și cavalerul de spade. Am tot vorbit de un semn de aer pentru unii. Probabil că un semn de aer, da, ar vrea să dezvolte ce, să comunice emoțional, să comunice niște sentimente, să fie romantic, ar vrea. Dar pe de altă parte, ori va crea vouă dezamăgire și voi trebuie să învățați să vă iubiți ca să vă atrageți perechea divină, ori, deși suferă, deși știe că a creat ce a creat, totuși, continuă să simtă foarte profund pentru voi. Acum, am zis că în trecut a fost posibil un semn de aer pentru unii sau un semn de pământ, dar pământ, aer, vă și foc, vă și apă, sunt toate semnele. Nu mai contează asta atât de mult. Deci în trecut. Ori ați apărut voi în viața lor ca o victorie, ca un potențial de trezire și acest personaj care era într-o relație karmică, balanța înseamnă contract, că poate e relație karmică la locul de muncă sau căsnicie sau o prietenie de lungă durată, iar variază. Dar ori ați apărut voi în viața lor, ori ei în viața voastră, acest potențial a existat de victorie, de reușită între voi și cineva. Și totuși s-a rămas, povestea a rămas în 2 de băte, în coadă de pește, să zic, da? Pentru că unul dintre voi, poate chiar amândoi, pentru că atunci când unul alege și celălalt alege, ce fac? Te aștept pe tine să mă alegi?
Sau mă aleg pe mine și nu te mai aștept. Înțelegeți? Este și alegerea voastră, a noastră. Da? Alegem să-i așteptăm sau să nu-i așteptăm. Până se hotărăsc ei, nu ce facem. Da? Zic așa la plural. Da? De-aia zic, putem să fim noi aici sau poate să fie altcineva. Personajul. Da? Vedeți unde sunteți. Trezirea a existat, într-o formă sau alta. Dorința de victorie a existat, există. Din punct de vedere profesional, probabil că ați avut o idee cum să faceți bani sau cum să vă atrageți sau cum să vă atrageți oameni care să vă sponsorizeze. Și în trecut, în momentul în care a apărut, vine acum cu alt mesaj, da? Poate din punct de vedere profesional este acest mesaj. Dacă ați vrut să creați ceva, un schimb interesant, un schimb de produse, de idei. Și în tarot e un schimb. Eu dau informații, voi dați, eu știu, măcar un like sau un comentariu frumos. E un schimb aici de ceva, de energie. Asta e mesajul al doilea. Dacă e vorba doar de o idee profesională, în trecut v-ați făcut planuri. Cum să vă extindeți, da? Să ieșiți din stagnare, că tot am văzut spânzuratul parcă de mai multe ori, să nu mai stați pe loc și să creșteți. În prezent, dacă e vorba profesional, încă vă luptați pentru o anumită poziție, pentru acest rege de monede, da? Încă trebuie să colaborați. Poate vine cineva, că tot am văzut un 6, da, de monede, poate vine cineva. Din preajma, eu știu, în concurența asta pe care o aveți în jurul vostru, dușman, prieten, ce-or fi, posibil să apară cineva care să-și dorească, cineva cu o capacitate financiară și profesională deosebită, să-și dorească colaborarea. Pe de-o parte. Pe de altă parte, voi trebuie să vă munciți, să vă luptați în continuare ca să creșteți financiar, să aveți o poziție deosebită și pentru asta, ca să ajungeți la această poziție, trebuie să mai colaborați cu cineva. Adică singuri este cam greu. Dar aveți nevoie de o colaborare. Aici sunt trei personaje, aici sunt trei personaje. Vorbim acum din punct de vedere profesional. Deci în continuare, august, din punct de vedere profesional, aduce muncă, dar aduce și un potențial de colaborare cu un personaj care vă poate ajuta. Dacă intrați în această colaborare, urmează pe viitor 2 de monede, nevoia de a vă împărți eventual atribuțiile sau de a vă împărți între, eu știu ce, jobul vechi și jobul nou. Mărița, pss, 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 Mărița, între jobul vechi și jobul nou sau un fel de a aborda afacerea sau, eu știu, jobul, da? Sunt două aspecte, da? Activ și pasiv. Trebuie să vedeți. Sau amândouă sunt active, să vă faceți timp și pentru una și pentru alta. Deci în viitor va trebui să jonglați. Poate și cu această colaborare și cu jobul mai vechi, de aia zic. Da? Dacă e vorba de strict profesională. Pentru că dacă reușiți să faceți față acestui potențial, e un potențial, în viitor apare soarele și temperanța. Apare o bucurie, o reușită. Și o, oare să zic că, pe de o parte, bucuria asta vine cu răbdare, cu răbdare. Dar pe de altă parte, bucuria asta vă și vindecă. Vă și alină de toate muncile, toate strădanile, toate luptele prin care ați trecut, așteptările, momentele de plănuire, de organizare, de, da? Se finalizează acest august cu un soare și cu o temperanță. De-aia zic, poate să fie un succes care vă ia o piatră de pe inimă, poate să fie un succes care vine cu un pic de răbdare, depinde cum se manifestă mai întâi temperanța și apoi soare sau soare și temperanța, vedeți, da? Acum, dintr-un alt punct de vedere, am zis că a apărut cineva la un moment dat în trecutul vostru. Și amândoi, eu zic că amândoi, în momentul în care apare cineva în viața noastră și acel personaj trebuie să aleagă și noi trebuie să alegem. Ce facem? Îi așteptăm să aleagă sau ne vedem de viața noastră, da? Deci acesta este trecutul.
în prezent, în continuare, apar niște conflicte. Apar niște conflicte din cauza că unul poate este căsătorit. Da? Am zis de contract, n-am văzut 600 de monede. Unul poate e căsătorit și, ca să fiți împreună, trebuie să intrați într-o formă triunghiulară de lucru. Da? Aici este situația, din punct de vedere sentimental, să zic, dacă ar fi. Sunt niște conflicte. Conflictele astea sunt și interioare, dar este și dorința de a lupta. Ce fac? Pentru ce lupt? Iar, urmat de doi de monede. Pentru ce lupt? Pentru căsnicie, pentru tradiții sau pentru acest soare care apare, da? Și care mă pune sau vă pune sau îi pune sau, vedeți ce, așa? În această postură de trei. Da? De trei. Ce e neplăcut? Nu e plăcut. De-aia zic, trebuie să aveți răbdare, trebuie să vă vindecați. Și trebuie să... Afară de vindecare, asta pe viitor. Da, poate acest personaj căsătorit, am văzut, da, aici am văzut, da, personajul căsătorit care ar vrea o aventură. Ar vrea o aventură, soarele poate să însemne și aventură, da? Ar vrea. Pentru că se simte, îi faceți fericiți, vibrația voastră e faină. Regele de cupe, emoții. Subtil, am văzut și asul de bâte. Da? Orice zodie ar fi. Posibil să fie semn de... Da, pe vertical aveți asul de spade, regele de monede și soarele. Orice zodie poate fi. Ideea este că cine e căsătorit? Da. Există un personaj căsătorit în această variantă, la numărul 3, care are niște conflicte. Puteți să le aveți și voi conflicte. Ce fac? Pe cine aleg? Aleg să fiu într-un trio? Sau nu? Aici este. Și aici este trezirea. Trezirea spirituală a cuiva. Alegeți, dragii mei. Trezirea spirituală. Alegeți independența. Alegeți vibrația cea mai înaltă. Și temperanța este independentă. Cele două sunt superbe. S-ar putea să fiți puși în postura în care va trebui să alegeți să fiți voi. Cu voi. Și dacă vreți altfel de dragoste, trebuie să aveți răbdare. Pentru că voi sunteți oameni profunzi. Cine o fi în această postură? Este o persoană profundă. Da? Și atunci... Dacă acest personaj e rănit acasă, nu e fericit, stă pe loc, da? M-am văzut și mai devreme și vrea să renască într-o formă sau alta. Pentru că sunt entuziasmați, sunt copleșiți emoțional, visează la voi. E treaba lor. E treaba lor. Interesant este că acest rege de cupe a fost clarificat de cavalerul de monede și finalul etalării s-a terminat cu temperanța. Amândouă reprezintă temperanță. Calmați-vă, construiți-vă pe voi, dați-vă timp, orice ar fi, dacă cineva încearcă să vă cucerească, că am văzut 6 de bâte, acum apare 5 de bâte, dacă cineva încearcă să vă cucerească, dragii mei, să vă oferă o colaborare, ok, colaborăm profesional, suntem prieteni, amici, dar nu friends with benefits. Nu, mie nu mi se pare onorabil. N-am cum să promovez așa ceva eu, ca și persoană. Eu mă simt aici. Dacă cineva vine să vă ofere jumătăți și sferturi de măsură, mare grijă. Mare grijă. Mare grijă. Jumătăți, sferturi. Nu. Construiți. Construiți orice ar fi. Colaborările profesionale sunt binevenite. Dar... Hai clarificăm totuși, hai să și clarific, să mai clarific. Clarificăm, te rog frumos. 5 de bâte. Ia uite,
ce am văzut mai devreme, conflictul acelui personaj care a fost mai devreme să vină spre voi, să comunice, să cucerească 8 de bute, vrea să cucerească ca și 6 de bute. 6 de bute ține mai degrabă de o atitudine de asta leonină, da? 8 de bute mai degrabă săgetător, dar avem și leu și săgetător, în fine. Pentru cine are aspecte ascendent, nodul nord. Cineva are conflict, vine, călătorește înspre voi, construiește ceva sau ce? Clarificăm și 3 de monede. Ia uite. 3 de monede a fost clarificat de 8 de cupe și 5 de cupe. Aici este problema cuiva. Problema cuiva. Dacă se detașează emoțional, da? Dacă încearcă să se detașeze emoțional de acest potențial, de această atracție, că există atracție, cred că e conștient că ajunge la regrete. Și de-aia zic, posibil, cine o fi în viața voastră sau poate voi vreți să oferiți o colaborare cuiva? Deci cu cât încearcă acest personaj să se detașeze emoțional de situația asta, că e un triunghi, pentru unii sunteți clar într-un triunghi, da? Că acest personaj, că am zis, are conflict, ar vrea să vină, ar vrea așa, e familia, sunt tradițiile, da? Simte și profund, regele de cupe. Simte și profund. Dacă ar vrea să lase în urmă cupele goale, sau nu neapărat cupele goale, nu m-am exprimat bine, dacă ar vrea să se detașeze emoțional de această situație, ar regreta-o. Ar regreta. Pe de altă parte, există o frică a cuiva. Există o frică a cuiva de a se iubi, de a simți. Așa simt. Am văzut și 9 de cupe, da? 8 merge către 9. Aici este o problemă. Aici e conflictul interior al cuiva. Aici în prezent. De ce mă detașez? De familie, de tradiție, de oamenii cu care am stat și cu care nu sunt tocmai fericit, fericită, da? Da? De oamenii. De cine mă detașez de ăsta? Sau de 9 de cupe? Că unii, asta e adevărul, unii oameni s-au obișnuit cu suferința. Și aici este problema cuiva. Acum, evident că acest mesaj poate să fie pentru voi sau să fie un personaj în viața voastră care este în acest conflict. Oricum, conflictul vă implică și pe voi într-o formă sau alta. Ce faceți? Conflictul poate să fie, mergeți mai departe într-o altă direcție care vă crește, iaute, soarele și temperanța, către nori, către creștere spirituală, către înțelepciune, către trezire, sau permiteți să fiți în această postură. S-ar putea să regretați. La un moment dat. De-aia zic, e un conflict și al fost, dar și al personajului din viața voastră. Complicată e viața, Doamne, nu-i așa? Clarificăm și 2 de bâte acela dintre... Oh, ia uite. Iar personaj mental, 2 de bâte a fost clarificat de 4 de spade, regina de spade, 2 de spade, da? Personaj foarte mental. Da? Care stă să se gândească, să analizeze ce face, că apare o persoană de care se simte atrasă pe toate căile, vibrațional, emoțional, sexual, da? Iar apare steaua, da? Că sunteți voi personajul de care se simte atras și ei sunt, ia uite, stau și așteaptă. Asul de cupe. Ar vrea să manifeste dragoste. Dar stau și așteaptă. Se gândesc. Eu am o grădină, am o familie tradițională. 6 de monede, 7 de monede, regele de monede, da? Tradițională. Cum să mă duc eu? A, m-aș duce, aș avea o aventură, cavalerul de, valetul de bâte. Dar mai mult de atâta nu îndrăznesc. Și, dragii mei, aventură cu steaua, cu un personaj
care face parte din destinul tău, a venit în destinul tău ca să te vindece, să te lumineze, să-ți arate calea într-o formă sau alta, chiar dacă nu ești predestinat. Da? Astea, poate nu sunteți predestinați să stați mult timp împreună, dar predestinați sunteți ca să treziți, să vă treziți unul pe celălalt, înțelegeți? Și atunci, dacă destinul v-a adus pentru această trezire și vindecare, regele de cupensană și vindecare, da? Să minimalizezi acest potențial la o aventură ar fi păcat. Și aici este. Aici este problemuța. Cuiva. Unora. Iată, confuzii. Apar confuzii în viitor. Că dacă plec, eu nu sunt fericit, fericită în cuplu. Dar ce fac? Ce fac? Cum comunic? Cum studiezi? Totuși, eu m-am obișnuit așa, că așa au fost învățat. Ia uite. Chiar dacă plâng, așa a fost învățat. Da? În religia mea. Aia care o fi. Cultura mea, de la mama, de la tată. Și nu contează că sufăr în căsnicie. Nu contează. Nu contează. Chiar dacă am pasiune pentru cineva, prefer triunghiul. Trei de cupe, trei de monede. Asta. Chiar dacă acest personaj, dragii mei, uitați, e femeia divină din viața mea, tot ce mi-am dorit, sau bărbatul divin din viața mea, prefer varianta karmică. Așa că de-aia zice etalarea, de-aia zice Duhul Sfânt care m-a inspirat, nu? Zice, mi-arată, ne arată. Etalarea se termină cu soare și cu temperanța. Aveți răbdare. Poate că în timp acest personaj se va schimba sau va schimba ceva sau va învăța să îndrăznească. Poate acest personaj sunteți chiar voi. Variază. Însă aveți răbdare. Pentru că se produce o trezire spirituală. Mai ales că e 8-8. Da? 8-8. Am văzut 8 de bâte și la voi. Da? 8-8, portalul special prin care trecem în august. Cam asta este deocamdată. Nu știu cum o să fac pe zodii. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Pa, pa!